emisiune electorală de promovare. Bună ziua, bine v-am regăsit, doamnelor, domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Hunedorenii Votează, o emisiune electorală de promovare a candidaților care și-au arătat intenția și dorința de a veni în fața dumneavoastră pentru a-și prezenta proiectele și viziunea pe care o au pentru comunitățile pe care își doresc să le reprezinte pentru următorii 4 ani, asta în condițiile în care, în data de 9 iunie, zi în care vor avea loc alegerile locale, dar și cele europarlamentare, le veți oferi votul de încredere. Astăzi, în platoul emisiunii noastre, sunt doi domni și o să-i prezint, domnul Ciprian Nicolae Roman, candidatul Partidului Social Democrat pentru funcția de consilier județean. Bună ziua, bine ați venit! Bună, bine v-am găsit! Și domnul Sebastian Ioan Bara, susținător al candidaților Partidului Social Democrat. Bună ziua, bine ați venit! Bună ziua, bine v-am găsit! Ne bucurăm să vă avem alături, să fiți în fața hunedorenilor, pentru că, așa după cum bine știm, oamenii au nevoie și de cultură. Sau probabil de aici ar trebui să începem, pe lângă sănătate, educație și cultura este esențială, aș spune eu, în toate comunitățile, indiferent că vorbim de mediul rural sau urban. În ultimii ani ați reușit să aduceți cumva la un alt nivel cultura, tradițiile, portul, cântecul, cărțile, pentru că avem doi reprezentanți ai două instituții importante din județul Hunedoara alături de noi. Cum simțiți dumneavoastră în ultima perioadă, din acest punct de vedere, al culturii hunedorenii? Sunt dornici să vadă mai mult? Și aici vi vine așa cumva pe umerii dumneavoastră greul de a le oferi mai mult și mai bine. Categoric, ca în orice domeniu, și în domeniul cultural este loc oricând de mai bine, de mai mult, dar nu trebuie să uităm că, și dacă îmi permiteți, pentru că suntem la o emisiune electorală, eu cred că o campanie electorală, așa cum o cunoaștem cu toți, are loc o lună de zile, odată la 4 ani, dar cred că cea mai bună și potrivită campanie electorală o reprezintă activitatea pe care candidatul sau candidații respectivi au desfășurat-o de-a lungul anilor și mai ales cu ce rezultate. Ajung aici la întrebarea dumneavoastră și cred că atât Centrul de Cultură pe care îl reprezint eu, ca și instituție subordonată a Consiliului Județean Hunedoara, cât și celelalte instituții de cultură subordonate Consiliului Județean Hunedoara, respectiv biblioteca, muzeul și cele două teatre pe care Consiliul Județean le administrează, apoi Direcția Generală de Monumente și Promovare Turistică, deci toate aceste instituții, eu cred că pe parcursul celor 4 ani care au trecut, au dovedit rezultate excepționale. Și vreau să vă dau câteva exemple, că n-aș vrea să vorbesc doar despre mine, pentru că politica, de fapt, este o muncă de echipă, iar rezultatele reprezintă munca unor echipe. Politica este și despre oameni. Corect. Dacă ne uităm doar în ultimul timp la aceste instituții subordonate Consiliului Județean și vedem rezultatele pe care le-au avut, ne uităm recent la premiile la nivel național obținute de către colegii de la Direcția de Monumente, care au fost premiați pentru modul în care au gestionat, iată, cetățile dacice, de când ele sunt în patrimoniul, în administrarea Consiliului Județean Hunedoara. Pentru că să ne amintim că au fost ani în care aceste cetăți nu erau administrate de către Consiliul Județean Hunedoara și erau într-o stare destul de... Au fost vandalizate, cred că acesta este termenul potrivit. Iată, aici rolul Consiliului Județean și a conducerii Consiliului Județean în cei 4 ani în care s-au accesat foarte multe fonduri europene pentru ca aceste obiective de importanță națională și chiar internațională să fie puse în valoare așa cum trebuie. Revin pe partea noastră, instituției denumită Centrul de Cultură și Artă. Cred că în ultimii ani, și sunt convins că publicul cunoaște acești pași care au fost făcuți înainte. Dacă ne referim la marile acțiuni pe care noi le-am organizat și le vom organiza în continuare, care s-au bucurat de prezențe numeroase,
fie că vorbim despre acțiunile desfășurate în domeniul cântecului și portului tradițiilor populare, fie că vorbim despre alt gen de activități, cred că Centrul de Cultură și Artă a dovedit în acești ani că își merită numele, Centrul de Cultură și Artă. În același timp, pentru că sunt foarte multe lucruri de spus, o instituție precum Centrul de Cultură și Artă trebuie să colaboreze și să fie în permanentă legătură cu alte instituții, respectiv eu și colegii mei despre care v-am spus, am avut în acești 4 ani de gând și am reușit să fim o echipă, o echipă sudată, o echipă care ne-am așezat de fiecare dată la masa Consiliului Județean, unde președintele Laurențiu Nistru a spus întotdeauna, în domeniul vostru sunt pretenții și așteptări mari. Și mi se pare normal ca orice candidat care vine în studioul de televiziune sau își prezintă așa să vorbească mai cu seamă despre domeniul său, pentru că în cazul Partidului Social Democrat există acea listă de consilieri județeni care cuprinde nume și persoane și personalități din diferite domenii de activitate. Este bine că pe aceste liste se regăsesc medici, se regăsesc oameni din educație, din învățământ, oameni din cultură, oameni din, știu eu, diverse domenii de activitate tehnice, care, iată, au avut posibilitatea în acești 4 ani să-și desfășoare activitatea și să aibă rezultate frumoase. În ceea ce privește activitatea Bibliotecii Județene Ovidiu Sușeanu Hunedoara Deva, aceasta este în ultimii ani din ce în ce mai intensă și ați reușit cumva să coagulați așa mai mulți și bibliotecari, pentru că știu, în fiecare an ați reușit să organizați evenimente pentru ei, pentru copii, pentru toți cei care vin și vă trec pragul acestei instituții. Faceți parte cumva din acest proiect al Consiliului Județean intitulat Ofensiva Culturală și simțiți că ați reușit să faceți ceea ce v-ați propus? Instituțiile de cultură din subordinea Consiliului Județean Hunedoara au fost privilegiate din punct de vedere financiar în ultimii ani și acest lucru se datorează echipei conduse de domnul Laurențiu Nistor. Biblioteca județeană își adaptează activitățile în funcție de necesitățile unor categorii tot mai largi de utilizatori. De aceea, biblioteca noastră a organizat evenimente și oferă cu sprijinul Consiliului Județean Hunedoara servicii într-o gamă diversificată. Pe lângă serviciile cu care ne-am obișnuit utilizatorii, împrumut de carte, CD-uri, DVD-uri, consultarea presei locale și naționale la zi, consultarea legislației la zi, oferirea de informații bibliografice, acces gratuit la internet, împrumut interbibliotecar, Biblioteca Județeană a organizat diverse evenimente culturale de înaltă ținută, organizează cursuri. Știți bine, organizăm cursuri de manager, expert accesare fonduri structurale și de coeziune europene, curs de formator, curs de contabil studii medii, curs de limba și cultura chineză, curs de pictură, curs de astronomie. O parte din aceste cursuri sunt autorizate de către Comisia de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesională, iar la final, în urma unui examen, absolvenții primesc un certificat de absolvire care, atenție, este valabil pe teritoriul Uniunii Europene. Ele sunt gratuite pentru comunitate, dar aceste cursuri costă și acești bani vin de la Consiliul Județean. Costă autorizarea cursului, costă comisia de examinare, costă materialele care se predau absolvenților. Am numeroase motive și argumente solide ca pe data de 9 iunie să ofer votul meu de încredere domnului Laurențiu Nistor. Mai mult de atât, îmi voi convinge prietenii, cunoștințele, rudele să facă acest lucru. De ce? Domnul Laurențiu Nistor s-a născut și a crescut într-o localitate din județul Hunedoara. Cunoaște foarte bine acest județ. Ori pentru a fi un bun președinte, este neapărat nevoie să cunoști județul, să-i cunoști problemele, să-i cunoști oamenii și mai ales să le întinzi o mână de ajutor atunci când se confruntă cu greutăți. Ușa dânsului a fost, este și cu siguranță va fi mereu deschisă pentru oricine, indiferent de vârstă, de sex, de apartenență politică, de domeniul în care lucrează, de mediul din care provine. 2. Domnul Laurențiu Nistor cunoaște foarte bine mecanismele administrației publice locale. A fost un excelent primar, a avut o activitate parlamentară bogată, a fost și este un bun gospodar al județului, un liant puternic între administrațiile publice locale, indiferent de culoarea politică.
Domnul președinte Laurențiu Nistor este un susținător al vieții culturale din județul Hunedoara. Biblioteca județeană a beneficiat de un sprijin financiar consistent în acest mandat pentru implementarea unor proiecte, fie că a fost vorba de modernizarea sau renovarea unor spații, de realizarea unei importante achiziții de carte, de dotarea cu aparatură IT pentru centre de biblionet care deservesc comunitatea sau pentru desfășurarea unor programe culturale de înaltă ținută. Și aici aș vrea un pic să detaliez. Vă rog. Când spun renovare și modernizare, mă refer că în ultimii ani Biblioteca Județeană și-a renovat sala de lectură, secția de împrumut, secția de împrumut carte pentru copii, filiala cu cărți în limba maghiară, filiala 1 de pe Bulevardul 22 Decembrie, care la ora actuală este cea mai modernă filială a unei biblioteci județene din România. Știm bine că salariile nu sunt foarte mari în general. Omul, în primul rând, își asigură traiul de zi cu zi, își cumpără îmbrăcăminte, iar dacă mai rămâne ceva în funcție de priorități, își pune deoparte. Ei, Biblioteca Județeană vine cu o alternativă, alternativa la carte. Fiind o instituție cu profil enciclopedic, avem cărți din diverse domenii, de la filozofie, psihologie, etică, estetică, până la literatură, geografie și istorie. Ei, datorită acestui sprijin, noi am reușit să acoperim aceste domenii, încât omul să găsească la bibliotecă toate noutățile de la aproape toate editurile din România. Programele culturale. Iată că, datorită sprijinului financiar oferit de Consiliul Județean Hunedoara, de echipa condusă de Laurențiu Nistor, de domnul administrator public Costel Avram, am reușit în ultimii ani să organizăm evenimente culturale de înaltă ținută. Noaptea bibliotecilor. Câte biblioteci județene se pot mândri că au adus-o pe Delia sau pe Andra sau trupa Pact? Sunt manifestări la care au venit peste 5.000 de oameni. Salonul Hunedoran al Cărții. Am ajuns al doilea târg de carte din România după Gaudeamusul din București, ca și număr de edituri participante. Concursul Citești și Câștigi, unde sunt angrenate aproape toate liceele și colegiile din județul Hunedoara. Mai mult de atât, acest concurs anul trecut a devenit marcă înregistrată. După aia, aniversările culturale, evenimente culturale educative, lansări de carte, aducerea unor personalități, detalii lui Dumitru Dulcan, Vlad Ciurea, Părintele Necula, Radu Paraschivescu și mulți alții. Sunt foarte multe activități, așa cum spuneam, pe care le-ați desfășurat în această perioadă. Știm că sunteți extrem de ocupați în latura aceasta. Domnule Roman, de ce vă doriți să fiți consilier județean? De ce vă doriți sau v-ați dorit să intrați în această competiție, să-i spunem? Eu sunt membru al Partidului Social Democrat din anul 2002. Deci sunt pro 22 de ani de atunci. Am fost doar membru al Partidului Social Democrat, organizația DEVA. Tot timpul, în activitatea mea managerială, administrativă, chiar și artistică, să știți, am avut un sprijin extraordinar în acești oameni din partid. Chiar și în perioada când nu eram managerul Centrului de Cultură, mi-am amintesc că eram directorul unei case de copii, o instituție cu mari probleme și unde, de fapt, de acolo a început, hai să spunem, cariera mea politică, pentru că aveam nevoie de sprijin. Aveam 83 de copii în custodie și dacă nu erau acești oameni alături de mine, mi-ar fi fost mult, mult mai greu. Apoi, în anii în care am condus Centrul de Cultură și Artă, am găsit în această echipă oameni și chiar personalități care iubesc ceea ce facem noi din acest punct de vedere. Și nu doar ne referim la Centrul de Cultură. Pomenea și spuneați foarte bine despre acea ofensivă culturală, care la început a fost luat așa un pic de râdere, pentru că, într-adevăr, domnul Avram a venit și a spus avem în județul Hunedoara nevoie de o ofensivă culturală. Toată lumea a început atunci. Țara arde, baba se piaptă. Dar iată că, într-un timp relativ scurt de la acea afirmație, 3 ani, 4 ani, mai puțin de 4 ani, tot acești oameni au venit și au spus iată Casa de Cultură din Hunedoara, o clădire, o instituție care a fost preluată de către Consiliul Județean și iată cum arată astăzi, bineînțeles cu sprijinul celor de la Hunedoara, primăriei condusă de Dan Bobouțan. Apoi, astăzi dimineață mă uitam că peste o săptămână sau 10 zile se va inaugura Castelul Nopcea din Țara Hațegului, care până acum 2 ani era o ruină, era un depozit de gunoi.
Ori astăzi arată așa cum arată. Să ne amintim despre tot ce înseamnă aceste acțiuni culturale, și nu doar acțiuni culturale, investițiile în cultură. Pentru că așa cum avem nevoie de drumuri, de spital, de școală și de tot ce, de toate nevoile oamenilor de zi cu zi, cred că și cultura trebuie să reprezinte. Și iată că reprezintă o prioritate în județul Hunedoara, pentru că în societatea în care trăim, și îl felicit pe colegul meu Sebastian Bara pentru modul în care își desfășoară activitatea și se apleacă asupra tinerilor, pentru că este foarte important în această societate în care vedem cât de multe probleme avem cu drogurile, cu comportamentele nefirești, iată că sunt oameni și instituții care găsesc timp, resurse să scoată acești tineri sau mai puțin tineri și se aducă într-un mediu, zic eu, corect și un mediu sau pe un drum bun. Apoi, nu vreau să mă lungesc eu foarte mult, am fost de dimineață în calitate de coleg al celor care se ocupă și de alte domenii și am asistat la inaugurarea noii secții de radiologie a Spitalului Județean Deva. Sunt convins că și în acele domenii, medicii, oamenii, administratorii care vor veni în fața dumneavoastră și a electoratului să ceară votul, au ce să spună și despre acele domenii, în special sănătatea. Iată că echipa condusă de președintele Nistor în acești ani, sau echipele conduse de dânsul, pot veni într-o campanie electorală nu doar cu promisiuni și să spună noi vom face. Sunt foarte, foarte mulți, poate chiar toți oamenii din această echipă, care vin și spun ce au făcut. Ori acest lucru cred că este un avantaj. Este, au și ce să arate. Asta este. Că unora le place sau nu, asta e viața. Concluzionez și spun, în continuare. Să vă răspund la întrebare. Vrem să mergem înainte. Avem și noi în viitor, așa cum este bine să-ți faci niște planuri, niște planuri și pe termen scurt și pe termen mediu. O strategie mediu, până la o strategie, absolut. În primul rând, această strategie în termeni mari a Consiliului Județean în ceea ce privește activitatea culturală, ea s-a format în urmă cu 4 ani și a dat rezultate. Probabil că în viitorul apropiat va fi regândită, îmbunătățită, dacă pot să-i spun așa, dar încă o dată, eu sunt foarte mândru de colegii mei cu care am lucrat, indiferent că vorbim de Sebastian Bara, de Radu Barb, de Mihai Panaitescu de la Teatru din Deva, de colega Irina Bodea de la Petroșani sau de doamna Țolaș de la Muzeu, pentru că, într-adevăr, acești oameni au muncit în acest domeniu și, așa cum spuneau, au rezultate. În ceea ce mă privește, mă prezint, în primul rând, vorbind despre activitatea și meseria mea, nu cu promisiuni să vedeți ce voi face eu, dacă vom vedea și sunt convins că cei care mă cunosc știu că nu am obiceiul să vorbesc doar așa, să mă aflu în treabă. Da, ce drept, așa cum spuneam puțin mai devreme, aveți și acest avantaj pentru că ați reușit să demonstrați că se pot face mulțumesc lucrurile și altfel în ceea ce privește cultura și de foarte mult auzim această sintagmă, asta se cere, asta oferim. Nu e așa. Permiteți-mi să mă abțin de instituții care, la acest sunt lucru. Instituții care au în primul rând un rol educativ. Nu sunt instituții de, nu știu, de servire a unor Lăsăm așa, că este cel mai bine, vă rog, domnule Ofensiva Bara. Ofensiva culturală a județului Hunedoara, domnului președinte, nu s-a oprit doar la instituțiile de cultură din subordine, a mers mai departe. În urmă cu un an de zile, Consiliul Județean, prin președinte Laurențiu Nistor, încheia un protocol de colaborare cu Academia Română. În baza acestui acord s-a născut această minunată conferință desfășurată în perioada 9-10 mai aici la Deva, Avramian cu 200 de ani de la naștere, omul contemporan și epoca, la care a participat elita istoriografiei românești, la care s-au adăugat invitați de marcă, istorici de peste hotare. A fost evenimentul anului, un regal al manifestărilor culturale din județul Hunedoara. Și cred că a fost un eveniment cu răsună la nivel internațional. Foarte apreciat, foarte apreciat, iartă-mă Sebi. Am fost și eu prezent și mulțumesc colegului și am auzit academicieni spunând
Deci nu spuneam noi că ne aflăm în campanie. O spuneau niște oameni care sunt totuși academicieni, spuneau că evenimentul organizat cu această ocazie este cel mai mare și cel mai răsunător din întreaga țară. Ori și acest lucru spune foarte mult despre cei care se ocupă de cultură. Sunt foarte multe evenimente pe care le-ați organizat. Vă păstrați aceeași linie sau plusați în viitorul apropiat? Vom merge mai departe cu mult mai multe evenimente. Îmi doresc foarte mult și președintele Laurențiu Nistor mi-a promis și a și început deja procedura de demarare a lucrărilor în nou sediu al bibliotecii. Ne vom muta într-un spațiu de aproape 3000 de metri pătrați, un spațiu propice pentru o bibliotecă a secolului 21, cu săli de lectură frumoase, luminoase, cu un loc unde să ne putem ține activitățile culturale, pentru că la ora actuală noi suntem puși în situația de a ne desfășura activitățile în alte locații decât cele din Biblioteca Județeană. Deci investițiile exact, merg mai departe. Vor continua. Da, Consiliul Județean deja a și câștigat un proiect pentru continuarea lucrărilor la sediul nou al bibliotecii. Cum reușiți să gestionați mediul rural în ceea ce privește bibliotecile? Pentru că, așa cum spunea și domnul Roman puțin mai devreme, ocupația multor copii tineri, din păcate, este alta, mai puțin cea a lecturii, să spunem, și a actului cultural în general. Cum reușiți să gestionați această situație? Biblioteca Județeană coordonează din punct de vedere metodologic și bibliotecile publice din județul Hunedoara, fie când sunt ele municipale, orășene sau comunale. Nu ne mulțumim doar a aduce publicul spre bibliotecă, mergem noi spre public. Avem diverse proiecte. Un proiect de răsunet a fost Lectura pentru Toți. Împreună cu o parte din scriitorii din județ am mers prin sate, prin comune, prin orașe și le-am prezentat oferta de carte, le-am prezentat viața și opera scriitorilor noștri, pentru că mulți nu știau cum arată un scriitor. Vedeau doar la televizor acest lucru. Și proiectul a avut un impact răsunător. Mai mult de atât, premiem bibliotecile municipale, orășenești și comunale care au avut o activitate deosebită pe parcursul unui an de zile. Practic, stimulăm activitatea bibliotecarului. Pe lângă sprijinul financiar al Consiliului Județean, contează foarte mult echipa noastră. Echipa de la Biblioteca Județeană, echipa de la centru, de la muzeu, de la teatru. Sunt oameni care muncesc din pasiune, din dorința de a ajuta comunitatea și acest lucru contează foarte mult. Omul sfințește locul? Exact. Succesul unei activități, unei instituții, are două componente. Sprijinul financiar și echipa din spatele managerului. Dăruirea acestor oameni, pentru că, așa cum spuneam, să știți că salariile nu sunt extraordinar de avantajoase. Deci din exterior așa pare. Vă pot contrazice oricând cu documente. Gândiți-vă că mare parte din acești oameni nu au weekenduri, nu au vacanțe, pentru că activitatea lor se desfășoară tocmai în perioadele când oamenii se relaxează și sunt așteptați la aceste evenimente culturale. Și aici eu n-am pierdut niciodată prilejul de a le mulțumi acestor oameni, fie că vorbim despre instrumentiști, despre echipele tehnice, despre bibliotecari, de ce nu? Pentru că cu toții au o viață plină, o viață, mulți dintre ei lăsându-și poate familiile pe locul doi pentru a fi prezenți în ceea ce li se cere să facă. Cum și se spune, arta cere sacrificii, nu? Sigur, dar arta cere, numai, trebuie să și poată cei care sunt acolo să le realizeze și eu chiar sunt mândru de colegii mei. Spuneți de această echipă conturată în jurul actualului președinte al Consiliului Județean și candidatul PSD pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Hunedoara. Până la urmă, așa cum spuneam mai devreme, omul sfințește locul și este important ca echipa să fie o echipă în adevăratul sens al cuvântului. Așa este și vreau să vă mai spun un lucru. Noi nu ne-am desfășurat activitatea, că vorbea colegul Sebastian despre mediul rural și despre modul în care ajunge activitatea lor acolo. Nu ne-am desfășurat aceste activități doar în campanie electorală. Corect. Noi aceste lucruri le facem în fiecare an pentru că există acele calendare anuale. Iată, anul acesta vorbim
despre anul Avram Iancu, 200 de ani de la nașterea eroului național Avram Iancu, chiar dacă este campanie electorală, nu puteam lăsa deoparte un astfel de eveniment și să spunem, dom'le, pe perioada campaniei electorale uităm, au fost voci care, mă rog, puține, dar care spun lucruri năstrușnice. Avram Iancu, să știți că s-a născut, nu se știe exact, pe vremea cireșelor, deci probabil în luna mai iunie. Ori nu putem trece peste acest lucru, având în vedere că în județul Hunedoara avem complexul de monumente de la Țebea, unde este îngropat Avram Iancu, Baia de Criș, și permiteți-mi, chiar dacă sunt la emisiune electorală, avem și 5 minute din să lansez o invitație, pentru că duminică 26 mai câteva instituții de cultură, respectiv Direcția de Monumente, în colaborare cu Centrul de Cultură și Artă, organizează la Baia de Criș, sub acest generic 200 de ani de la nașterea lui Avram Iancu, o manifestare comună, o manifestare culturală, care are două componente, așa cum spuneam, un marș al lui Iancu, un marș care se va desfășura pe traseul de la casa din Baia de Criș, unde a murit Iancu, până la Panteonul Moților la mormânt. Nu știu exact că sunt, cred că un kilometru, doi, da? Un traseu accesibil, putem oricine își dorește un să participe. Un marș unde organizatorii așteaptă fiecare cetățean din județul Hunedoara și nu numai, care își dorește să participe cu sufletul la o astfel de manifestare. Îi așteptăm începând cu orele 16 la Baia de Criș, iar apoi de la orele 18 un spectacol folcloric organizat de noi. Nu orice spectacol folcloric, ci un spectacol unde sunt invitați artiști din județul Hunedoara și din țară, artiști care și-au creat un repertoriu și vor fi prezenți în acest eveniment și cu siguranță publicul, fie că este vorba de publicul din Baia de Criș sau de acești oameni care vor fi prezenți acolo, vor fi încântați de acest eveniment. Deci, iată... Nu este un eveniment electoral. Nu este un eveniment, pentru este marșul lui Iancu în comuna Baia de Criș. Să știți că sau în acea parte a țării, Iancu a fost întotdeauna omagiat, indiferent că este campanie electorală sau este an electoral. Nu, este anul bicentenar Avram Iancu. Deci, duminică 26 mai, orele 16, respectiv 18. Există viață culturală și după campanie? Și după campanie, sigur. Și înainte și după, nu? În timpul conferinței, domnul președinte Laurențiu Nistor i-a propus domnului președinte al Academiei Române Ion Aurel Pop ca anul viitor să organizeze aici, la Deva, o conferință dedicată lui Horea. Anul viitor se plinesc 240 de ani de la moartea lui Horea, Cloșca și Crișan. Deci va fi o conferință de talie internațională. Deci iată că există viață și după campania electorală, exact. Nu viață culturală. Exact. Este o mare bucurie a noastră, dacă îmi permis, Petronella, o mare bucurie și a mea și a colegilor mei atunci când mergem prin țară la diverse acțiuni sau manifestări organizate de alți colegi de-ai noștri sau eu în calitate de interpret când mă duc la alte evenimente, să știți că sunt mândru când oameni simpli sau colegi de-ai noștri spun, bă, vă mișcați bine la Hunedoara acolo, în ce înseamnă partea culturală. Se vede că ai voștri de la Consiliu, nu-i cunosc pe nume, ai voștri de la Consiliu vă sprijină și bravo, bravo lor. Cum au fost oameni importanți din țară care au fost precum președintele Academiei Române sau, nu știu, Elize Stan de la TVR, care spune de fiecare dată când vine, acest festival al vostru este mult peste altele din țară. Deci e o mândrie a noastră ca și hunedoreni când sau citeam, am uitat să spun înainte de emisiune, Sebi, un articol la cuiva, așa, care spunea că biblioteca de la Deva și Brăila sunt în top național din punctul de vedere al... Deci, atât, Deva, Brăila și apoi altele. Și au venit și recunoașteri din partea colegilor noștri din țară, datorită activităților de înaltă ținută pe care le fac la Biblioteca Județeană cu colegii mei, având alături sprijinul Consiliului Județean, am fost ales președintele Comisiei Managerilor de Biblioteci Județene din România. Deci, apar și rezultatele. Suntem la final de emisiune, o să vă rog să transmiteți un mesaj hunedorenilor, acelora care în data de 9 iunie, în mod normal, ar trebui să se prezinte la urnele de vot. Vă rog, domnule Bara. Pe 9 iunie, votați stabilitatea județului, votați dezvoltarea județului,
votați Siguranța Județului, votați Laurențiu Nistor, președintele Consiliului Județean Hunedoara și echipa PSD. Domnule Roman, aceeași întrebare. M-am alăturat acum mulți ani aceste echipe, deci vândem cu tot sufletul ca 9 iunie Laurențiu Nistor, președinte al Consiliului Județean, echipa de consilieri județeni ai Partidului Social Democrat, să nu uităm de Lucian Rus, candidatul nostru la primăria municipiului Deva și echipa de consilieri locali de la municipiul Deva, și nu trebuie să uităm alegerile europarlamentare care au loc în aceeași zi, 9 iunie, unde de asemenea vă așteptăm să fiți alături de noi. Vă mulțumesc tare mult pentru prezența în emisiune, mult succes vă doresc în continuare. Vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnelor, domnilor, că ați fost alături de noi. Rămâneți în continuare pe Hunedoara 1 TV. Numai bine!